Bun găsit, sunt Loredana, parte din echipa Asociației TechSoup și în cele ce urmează voi prezenta procesul de înregistrare al unui ONG în programul TechSoup, cerință obligatorie dacă doriți să aplicați pentru o finanțare Meet & Code pentru prima oară. Unde intrați pentru a vă înscrie în program? Dacă sunteți un ONG din România, accesați techsoup.ro. Dacă sunteți un ONG din Moldova, accesați moldova.techsoup.global. Atunci când vei înscrie organizația în programul TechSoup, e nevoie să ai la îndemână o serie de documente pe care le vedeți și pe acest slide, dar și când începeți procesul de înregistrare în TechSoup pe site-urile menționate anterior. Demonstrația din acest tutorial va fi realizată pe platforma din România, însă pașii de înscriere sunt similari și pentru platforma din Republica Moldova. Procesul de înregistrare este gratuit și durează aproximativ 10 minute. Accesați techsoup.ro și aici vă creați un cont de utilizator individual. În colțul din dreapta sus, selectați butonul de înregistrare. În acest pas, practic, efectuez prima etapă a înscrierii, unde trebuie să completez toate câmpurile solicitate, fără diacritice. Apoi, veți primi un e-mail pentru verificarea adresei. Vă rugăm, mergeți în căsuța de e-mail și urmați pașii indicați în acesta. După crearea contului de utilizator, vei completa formularul de înregistrare al asociației și vei atașa documentele menționate anterior. În continuare, echipa noastră va analiza eligibilitatea organizației pe care ne-ați înregistrat-o, iar dacă avem toate informațiile și documentele, validarea durează între 3 și 5 zile. Când organizația este validată de TechSoup, un e-mail automat este trimis pe adresa de e-mail declarată ca adresă de contact pentru ONG-ul vostru când ați înregistrat organizația. După validarea asociației în programul TechSoup, vei putea genera din contul organizației tale codul de validare. Așadar, intrați în contul meu. Accesați secțiunea Cod de validare. Aveți generați un nou cod de validare, completați datele solicitate și dați click pe butonul Generați un nou cod de validare. Practic, asta trebuie să vă apară apoi și aveți aici butonul de copiază. Apoi mergeți pe platforma Meet & Code, intrați în contul personal creat și introduceți cu copy-paste codul de validare în câmpul respectiv. După ce veți introduce codul de validare TechSoup pe platforma Meet & Code, veți avea acces la formularul de înscriere al unei idei Meet & Code. Puteți înscrie oricâte idei de evenimente cu condiția ca acestea să fie semnificativ diferite. O organizație poate primi maximum 3 finanțări Meet & Code. Spor la codat!